Renumitul festival, desfășurat sub genericul Brâul de la Boteni, a ajuns anul acesta la ediția cu numărul 23, fiind organizat de Primăria și Consiliul Local din Comuna Argeșană. Duminică, 5 august, publicul prezent la baza sportivă din localitate a urmărit un spectacol diversificat, susținut de ansambluri folclorice din întreg județul Argeș, dar și din Olt. Desigur, printre favoriți au fost cei de la ansamblul Argeșelul al Comunei Boteni, care au prezentat vestitul Brâu Mușcelen. La ora stabilită conform programului, la Monumentul Eroilor din centrul comunei, primarul Vasile Leau a primit flacăra centenarului din partea președintelui Consiliului Județean Dan Manu, iar în cadrul aceleiași ceremonii a fost susținută o slujbă de pomenire. De asemenea, au fost reamintite unele momente cu semnificație petrecute în urmă cu 100 de ani. 1916-1919 avea să aducă pentru români împlinirea visului de aur, prin participarea la marele război, românii trecând de la extaz la agonie și de la agonie la extaz. De la trecerea Carpaților pentru eliberarea fraților din Transilvania, apoi la eroice lupte chiar și aici pe pământurile Mușelului pentru apărarea trecătorilor Carpaților, apoi în 1917 la Mărăși, Mărășești și Oituz, românii au oprit armata germană și au salvgardat statul național unitar român, iar în 1918 românii și-au exprimat actul de voință în cadrul unor mari adunări naționale la Chișinău, la Cernăuz și la Alba Iulia, în care au spus foarte clar întregii Europe și întregii lumi că doresc să locuiască în granițele României Mari sau a României Dodoloațe. Iată, astăzi, dacă realizăm un arc peste timp, suntem aici în Comuna Boteni. O surpriză a fost programul artistic susținut de elevii școlii gimnaziale Petrețuțea din localitate. Seria manifestărilor de pe stadionul din Boteni a continuat prin înmânarea unor diplome de către edilul Vasile Leau pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie, dar și 90 de ani de viață. Ulterior, pe scenă au urcat nume importante din folclorul românesc, iar cuplul Doinița și Ionuț Dolănescu au fost cap de afiș. Că multe am tras și multe știu lume, mult mă miru în grădină sub o piatră, stau închise într-o ladă. De acolo de sub plecată, mai scot una câteodată. La mulți ani trăiți cu toții, și bătrânii și nepoții. La mulți ani cu sănătate, și de rău să fim departe. Hai, Boteni! Păi, la mulți ani trăiți cu toții, cu primarul și la mulți ani cu sănătate și de rău să fim departe. Pentru domn primar Vasile Leau, prietenul nostru și inițiator acestui minunat festival. De asemenea, spectacolul a fost întregit prin melodiile interpretate de artiști locali, printre aceștia fiind Daniel Chițulescu, Bogdan Oncioiu sau Izabela Coman.
Sunt un om cu suflet curat și-o viață întreagă m-am visat. Să vină vremea să vă spun, la casa mea eu se stă. Sunt un om cu suflet curat și-o viață întreagă m-am visat. Să vină vremea să vă spun, la casa mea eu se stă. După cum v-am obișnuit, la Muscel TV vom difuza un reportaj amplu despre ediția din acest an a festivalului, la o dată pe care o vom anunța din timp.